După cum v-am informat, postul nostru de televiziune a fost prezent zilele trecute la Agromalim. Pe întreaga perioadă a târgului ați putut urmări la AgroTV numeroase materiale, transmisiuni și emisiuni realizate chiar în cadrul evenimentului. Vă prezentăm în minutele următoare un fragment interesant din emisiunea Agricultura la Raport, în care realizatorul Ovidiu Ghinea a moderat o discuție cu trei invitați de marcă. România și-a arătat intenția clară de a nu plafona subvențiile, numai că odată cu schimbarea Parlamentului European și implicit a Comisiei de Agricultură din Parlamentul European, iată că reapare în discuție posibilitatea asta a plafonării. Dacă nouă ni se ia subvenția aceasta la societățile mari, ce facem? Avem o singură posibilitate ca să rămânem pe piață și să existăm. Mărim prețul produsului finit, da? În fața noastră sunt acești oameni. Vor cumpăra pâine automat mai scump. Pentru că eu ori ridic prețul de cost ca să pot rămâne pe piață, să pot rămâne în viață, ori falimentez. Ce facem? Falimentăm toată România? Am văzut prietenul meu, Emil Dumitru, de la ProAgro, care într-o discuție telefonică zice, nu mai susținem subvenția, să se plafoneze subvenția. Băi, ești nebun? Poți să spui asemenea lucruri? Dom'le, agricultura României a crescut inclusiv prin comasare, pentru că un om cu 10 hectare de pământ, eu nu vreau să supăr pe nimeni, niciodată nu va produce atâta profit ca să-și permită să cumpere tractoare mari, cum vedem aici. Ce face săracul cu 50 hectare? Nu mai are soluție. Că se unește în societate, atunci să crea societatea prea mare și hai să-i dăm în cap. Nu se poate. Este împotriva curentului care la ora actuală domină pământul, domină lumea. Tendință de globalizare. Nu o poate opri nici Dumnezeu. A venit și este foarte periculoasă tendința de globalizare. Atâta se cumpără unii pe alții până când ajung să facă două, trei societăți să mai existe care produc tractoare sau avioane sau nu știu ce medicamente. După care cad la pace. Zice, băi, fii atent, nici tu, nici eu nu dăm sub prețul acesta. Și a rezolvat. Are supremația și își vinde cât vrea. Vine și ne calculează nouă profitul, ne câștigăm. Dar el nu mai contează cât câștigă. Vă dați seama, este deosebit de periculoasă această globalizare.